Jocul de astăzi este unul interesant deoarece se bazează pe fapte reale. Este vorba despre un copil de 14 ani care a rămas singur acasă peste noapte, iar seara un criminal încearcă să intre peste el. Oare ce se va întâmpla? Salutare tuturor și pam pam pam! Bine ați venit la un nou episod horror unde ne jucăm un joc pe nume Fears to Phantom Home Alone. Nu știu despre ce este vorba, de fapt știu, cred că este vorba despre ceva criminal ce vine la noi acasă, ceva de genul. Înainte de a începe, v-aș ruga să apăsați pe butonul de like și acum haideți să-i dăm bătaie la această joacă. Asta e cea mai groaznică alarmă la care aș putea să mă trezesc. Sună groaznic. Bă! Oh, taci din gură! Taci, așa, ridică-te. Alo, bună dimineața, bună seara, ce faceți, cum sunteți? Bun, deci se pare că m-am trezit undeva în miezul nopții, cred. Ok, nu este chiar miezul nopții, cred că este apusul sau răsăritul. De fapt, stați, fraților, că este aici ceas și ne putem uita la ceas, vedem cât este ceasul. Ce scrie acolo, că nu văd? Bă, ce ceas e ăla, mă? 8, văd că scrie 8, cred că este 8 dimineața atunci, deci ne-am trezit dimineața și ce fac? Unde mă duc? Alo, bună seara, este cineva acasă? Oh, am primit un mesaj de la mama. What? Alo, mami, ce sunt mesajele astea? Ok, deci în stânga avem mesaje de la mama și aparent părinții noștri au plecat undeva în vacanță sau undeva s-au dus și noi suntem un copil de 14 ani care suntem singuri acasă. Și mama noastră își cam face griji de noi că suntem singuri acasă și ne-au lăsat lasagna în frigider, cică să mâncăm. Iar aici, în dreapta, l-avem pe Mason Oliver, care cred că este un prieten de al nostru și l-am chemat să doarmă la noi. Pentru că părinții sunt plecați și l-am chemat să doarmă la noi să ne jucăm Mario Kart. Și scrie aici că l-au chemat și pe Josh. Deci am chemat doi prieteni la noi acasă când suntem singuri. Oh, nu! Deja sună groaznic această poveste. Dar acum haideți să mâncăm lasagnaul care ne-a lăsat mama noastră în frigider. Oh! Am auzit ceva? Oh, ce asta? Oh, o bătut ceva la ușă? Nu sunt acasă, acum sunt ocupat să mănânc lasagna. Wow, am rupt frigiderul, ce naiba? Ok, deschidem frigiderul și mamă, unde este lasagna? Asta e de aici? Da, uite. Food was cold, zice că mâncarea este rece. Păi haideți să băgăm mâncarea la încălzit undeva. Unde este cuptorul cu microunde? Că nu prea îl găsesc. Nu cred că este pe aici. Trebuie să fie aici în bucătărie undeva. Cum încălzesc mâncarea? Încălzesc aici? Hopa! A, l-a băgat în cuptorul ăla direct, ești nebun. Cereale! Nu pot să mănânc cereale. Aici mai putem lua ceva. Aparent nu. O, că bubuie. Mamă, sună foarte groaznic. Mâncarea se încălzește. Ok, fraților, se încălzește mâncarea atunci. Și între timp ce ar trebui să fac? Am mai primit mesaje? N-am mai primit mesaje. Ia că pot să scriu. Apasă pe butonul de like, mami. Oh! Cred că e gata mâncarea, fraților. Aud niște sunete ciudate între timp și asta nu prea îmi place. Ce scrie aici? Food was nice and hot. N-am apucat să citesc, dar am apucat să văd ceva că scria de televizor. Deci cred că mâncăm cât timp ne uităm la televizor. Foarte bine! Poftă bună, fraților! Haideți să mâncăm! Neam, 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 ce bun-i! Mi-ar plăcea să mă uit la televizor cât timp mănânc. Păi uite-te! A, nu l-am aprins? Oh! Ok, aparent trebuie și aprins. Cine s-ar fi gândit că televizorul trebuie aprins? Adică serios, nu se aprinde de unul singur. Aparent nu. Gata, fraților, am aprins televizorul, ne uităm la canalul nostru preferat. Haideți să ne uităm acum în liniște și pace și să mâncăm. Ok, fraților, la ce ne uităm? Că nu prea îmi dau seama și bă, nu-mi place că văd aici prin jaluzele. Am impresia că o să vină cineva sau ceva de genul, ceea ce nu este prea de bine. Bă, dar nu și-o mânca mâncarea asta, ce naiba? Wow! Bă, ce m-am căcat pe mine. Serios, am crezut că face cineva accident în viața reală, nu în televizor. Bă, ce m-am căcat pe mine. Wow, am aruncat mâncarea. Aoleo, dă înapoi. Bă, am stricat mâncarea, fraților. Na bun, m-am pus înapoi și a, uite că mâncăm. A, fraților, poftă bună. Lasagna în burtică face binucă. Haba, n-am ce-am zis. Lasagna în burtică face numai bine, numai bine. Bun, fraților, haideți să stingem televizorul până nu mai scoate niște sunete și mă sperie din nou. Oh, am primit mesaj de la prietenul nostru. Ia să vedem ce mesaj am primit. Dar întâi să spălăm vasele, pentru că așa este frumos. Glumeam! Le aruncăm direct, ești nebun? Deci că-s ceva copil de 10 ani, așa mă comport. Bun, ia să vedem ce mesaj am primit. Ok, zice că nu poate să vină la noi pentru că are ceva planuri, dar ne-o chemat să mergem la Jessica. Jessica, mâine te vizităm. Bine, fraților, mă duc la Jessica acasă? Dar au zis mâine, nu astăzi. Oh, poți să ies afară? What? Ok, bună seara. Nu pot să ies aici, e un perete invizibil. Păi atunci poate ieșim puțin mai târziu. Păi bine, fraților, atunci ce facem? Ne ducem înapoi sus, ne culcăm la loc, pentru că până la urmă este 8 dimineața. Opa, ia! Cine o scris? Ok, și-o cerut scuze că nu poate să vină și-o zis să nu uităm de chem, ceea ce habar n-am ce este chemul. Ce înseamnă chem în engleză? Ia, fraților, m-am pus să fac ceva teme sau ce e asta? Oh! Vine ceva cu mașina la noi? Mami, tati, tu ești? Nu e mami, tati. E vecina drăcușoara. Ok, pot să-mi fac temele sau care este povestea? Că nu prea îmi dau seama, sunt confuz. Oh! 12:38 miezul nopții. Am înțeles. Ok, fraților, s-a făcut seară, ceea ce... Noi știm foarte bine că seara se întâmplă cele mai groaznice... Am primit un mesaj de la mama. Noi știm foarte bine că seara se întâmplă cele mai groaznice chestii, mai ales la 3 dimineața. Oh, ne-a scris mama și zice să nu stăm treji prea mult, pentru că Mrs. Paula, vecina Paula, ne-a părut că noi suntem treji. Mamaie, Paula, de ce zici tu la mami ce fac eu la ora asta? Ce zici? Eu am treabă cu gagicuțe acum, no, am treabă cu Jessica. Vă dați seama că ne-a părut vecina că suntem treji la ora asta. Haideți să stingem becul. Atunci nu merge. Poate este mai bine că nu merge să stingem becul. Și ne culcăm. I always close my doors before going to bed. Ok, trebuie să ne închidem ușa înainte să dormim. Așa că am închis ușa. Dormeo, noapte bună. Bă, îmi place jocul, îmi place că mă pune în pielea unui personaj. E 1 dimineața și ne este sete. Mamă, ce nu-mi place când mă trezesc în miezul nopții și am sete. Cineva bate în viața reală, așa? În viața reală, nu în joc, nu în joc, da? Nu bate în viața reală. Aparent bate în joc, ceea ce este foarte nasol. De ce am auzit sunete de parcă ar bate cineva? Vecina Paula? Vecina Paula, sunteți dumneavoastră? Întrebarea mea principală... Hop, 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 am coborât jos. Mamă, 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 ce se aude? De ce se ridică astea? Oare va trebui... A bătut cineva la ușă! Iarăși! Să deschid ușa! Alo? Cine? Bună! What the fuck? Regulă de aur, nu fiți proști ca și mine și nu deschideți ușa la 1 dimineața dacă cineva bate la ușă. Na bine, fraților, mai încercăm o dată și de data asta haideți să ne folosim creierul și să nu deschidem ușa. Cum ar face un om normal, n-ar deschide ușa la 1 dimineața, dar eu am fost prea curios și am deschis și m-am căcat pe mine. Ok, să vedem, putem vedea afară că e cineva. Chiar sunt foarte curios dacă se vede. Nu pare să se vadă. În fine, bun, noi am coborât să bem un pahar de apă. Unde bea un pahar de apă? De aici? Avem apă în frigider? N-avem apă în frigider. Atunci poate pe aici? Pot să aprind cumva becul că nu prea văd nimic. Bă, fraților, pot să deschid robinetul? Nu? Poate e asta? Oh, ia, pot să beau. Ok, am băut. Bun. Atât? Oare mai este sete? Cât mai beau? Ce sunete ciudate scoate copilul ăsta de 14 ani să-mi bag piciorul dacă nu. Na bun, fraților, acum că am băut, pot să mă duc înapoi să dorm. Ia vezi ce aici. Zice că nu este semnal, destul de dubios. Pot să mă uit pe aici afară? Bună! Omul de la geam! Doreau-ți sunete, fraților. Oh, oh, oh! Aud pași. Mamă, ce nu-mi place jocul ăsta să-mi bat picior dacă nu. Haideți să ne culcăm la loc, să sperăm că putem. Putem. Oh, mami? Cine este la ușă? Tu ești acolo? Cum adică? Oh my god! Oh my fuck! Nu se vorbește urât pe canalul ăsta de YouTube. Nu, eu nu sunt la ușă. Cine naiba este la ușa mea? Dormeo, noapte bună. Ce? Pot să mă ascund? Asta este groaznic. Bă, fraților, am piele de găină, ești nebun? Mă pun în pielea acestui personaj că stă așa ascuns seara la 1 dimineața, singur acasă și a intrat cineva peste el în casă. Bă, m-aș căca pe mine. Oare cât trebuie să stau ascuns? O să încerc să ies, să sperăm că nu mă sperie nimica, da? Te rog să nu mă sperie nimica. Bun? Pot să dorm? Nu. Pot să mă ascund mai departe. Bine, stăm ascunși. Până mâine stăm ascunși. 5 minutes later. Bă, dar eu am o întrebare foarte interesantă. De unde știa mama noastră că cineva este la ușă. Adică cineva i-a trimis o poză. Dar cine i-a trimis poza? Ce ar trebui să fac, fraților? Să încerc să ies? Să mă plimb? Ba atâta vă zic, dacă chiar mă sperie căcatul ăla de om, mă arunc pe geam. Eu pe mine. Ia, încerc să mă uit afară. Văd ceva, nu văd nimica. Fraților, mi-e frică să-mi bat picior, dacă nu mi-e frică. De ce mă duc jos să verific? De ce? Ce? 4 mesaje! Paula mi-a trimis. Zice că cineva se uită la tine la geam, închide fiecare ușă. Ok, la revedere, mă ascund. Eu nu închid nicio ușă, nu mă mai plimb pe aici. Oh! Ce-s cu sunetele astea ciudate, fraților? Merg să mă ascund, la revedere, merg să mă ascund, eu nu mai stau pe aici, nu, efectiv, mi-e frică să mă duc să închid ușile și astea, mă ascund aici, la revedere. Zice că ne-a chemat poliția, ok. Cred că ni s-o spart geamul, cred, nasol. Dacă o spart geamul, de ce am mai sunat la sonerie? De ce? Explicați-mi logica. Pă să-mi bag piciorul. Mami, tati, unde sunteți? Nu! 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 Este Paula la ușă. O auzi? Lui mama îi pare rău. Tot o să fie în regulă. Nu știu dacă să cred dacă e Paula la ușă sau nu. Nu mă duc. Eu dacă aș fi în viața reală nu m-aș duce. Mi-ar fi prea frică. Haideți că am ieșit de sub pat. Să mă duc, să nu mă duc. Să încerc să mă uit pe aici, pe sub, pe geam. Văd ceva. Paula! Paula, ești la ușă? Tu ești? Mamă, fraților, să mă duc? Haideți că mă duc, haideți că mă duc. Ce se poate întâmpla greșit? Adică este... Oh, oh my god! Du-te, ascunde-te! Bă, m-am căcat pe mine! E cineva în casa noastră! Nu! Paula, pleacă! Pleacă pentru viața ta și pentru viața mea. O să murim aici amândoi. Pleacă. Ha! A venit poliția! A venit poliția! Pot să ies? Nu, încă stau ascuns, încă stau ascuns. Vine poliția, fraților. A venit poliția, fraților. Ce să fac? Să ies afară? A început și o muzicuță de asta dubioasă. A game by Rail. Cred că am terminat jocul, fraților. Pot să ies? Pot să ies? Pot să ies? Cred că am terminat jocul. Poliția! Poliția, ajutor! Cineva se află aici, în casa mea. Ajutor! Poliția, deschidem ușa! Bună! Bună! Ce se întâmplă? Mamă, fraților! Bă! Oare ce se întâmpla dacă mergeam și deschideam ușa atunci la Paula? Pentru că criminalul ăsta era în casa mea, efectiv! Era în casa mea! Mi-a plăcut jocul, fraților, mi-a plăcut! Dacă v-a plăcut și vouă, nu uitați să apăsați pe butonul de like și noi ne vom vedea data viitoare! Pa, pa!